Să presupunem că se termină cu un rezultat de egalitate. Rămân 10 puncte, care la înjumătățire ar fi 5. Deci tot la mâna noastră suntem, dacă... Că la mâna altora nu putem să rămânem, că CFR-ul bate pe toată lumea. Așa că noi am avut un parcurs de care suntem foarte mândri, dar n-a fost suficient. Deci am făcut un parcurs aproape perfect, să ai un parcurs și de la 6 puncte să ajungi la 10, remizând cu în deplasări la Voluntari și Sepsi, împotriva unor echipe foarte bune. Dar se pare că nu se împiedică. Petrescu are o calitate extraordinară. Niciodată nu se relaxează. Și nerelaxându-se el, logic că nu se relaxează nici colaboratorii sau jucătorii. Tot timpul e o tensiune permanentă și sunt pregătiți de luptă. Mai mulțumit și un egal? Depinde. Jucăm fără fundași și laterali, care amândoi au primit cartonașe și galbene cu foarte mare ușurință. Nu prea am înțeles de ce ne uităm la faze și nu înțelegem de ce, dar nu știi cum te prezinți după perioada asta de pregătire. Unele discuții nu au avut sens, adică să discuți cu Cică Hagi nu avea niciun sens, pentru că știai că niciodată nu o să poți să pui selecționer un patron de echipă, indiferent că e vorba de Gică, și că toți ne-am fi dorit ca el să fie selecționer. Cred că n-a fost om în fotbal românesc care să nu aibă aceeași opinie. Cu Răzvan Lucescu nu cred că s-a discutat nimic, pentru că n-am auzit nici din partea lui Răzvan, nici din partea celor de la federație să fi confirmat că au mers acolo pentru a discuta preluarea echipei naționale. Petrescu înțelesese la momentul ăla că e pus. Ce s-a întâmplat, ei știu. Așteptăm pe Berlin. Dar vă dați seama ce profil de selecționer? Păi, hai că... Nu. De la Vlăni, la Iordănescu sau Mutu e cam mare diferență. Da, n-au nicio legătură. Dacă discutăm de CV sau de experiență,